Uh, și, da, apropo de notorietate, pentru că m-aș întoarce la clasamentul notorietății, este notorietatea liderilor politici, domnule Darie, un prim indicator relevant în evaluarea capacității unui lider politic de a candida la alegeri? Eu cred că este. Aici există și în literatura de specialitate și în practica aceasta a consultanței politice și, mă rog, a a politicii în general, o mică dezbatere. Unii spun că este bine să pornești cu un candidat care evident are o notorietate foarte mare pentru că atunci poți să-i faci o campanie prin care el să crească, să capete încredere în rândul publicului și așa mai departe. Și sunt alții care spun că de fapt dacă ai multă încredere da, dar nu atât de multă notorietate atunci poți să te bazezi pe chestiunea asta pentru a evalua un potențial de creștere al candidatului și că probabil dacă o să-i crească asta notorietatea e foarte posibil să-i crească și gradul de încredere, gradul de favorabilitate, gradul de acceptare în, în rândul publicului. Problema este că, vedeți, statisticile acestea nu sunt tocmai o matematică pură și depinde foarte mult de modul în care omul acela interacționează cu oameni, cu publicul, cu viitori alegători, depinde cum interacționează cu publicul propriului partid, pentru că s-a văzut că unor candidatul nou propus de un partid nu reușește să absorbă toate toate voturile partidului respectiv. Până la urmă, vedeți, votul și toată situația aceasta din jurul campaniei electorale este o situație de comunicare socială. Nu este o chestiune pur ideologică, nu este o chestiune pur rațională, nu este o alegere pur și simplu, nu este un calcul, ci e o situație de comunicare socială. Și de foarte multe ori, Anumite etichete, anumite stereotipuri, anumite modalități în care publicul asociază un personaj cu ceva ce îi se pare de încredere sau nu îi se pare de încredere, s-ar putea să configureze până la urmă imaginea acelui candidat pe, pe parcursul campaniei. Și, evident, o campanie electorală, până la urmă, influențează mai mult un candidat nou cu o notorietate mai mică decât un candidat vechi care deja e așezat cumva în în imaginea publicului. Și atunci, desigur că un candidat nou, cu o notorietate eventual mai mică, dar care la început e relativ bine primit de public, ai putea să consider că are o anumită capacitate de creștere electorală, dar lucrurile astea nu, nu, sunt așa pur și simplu liniare, cum vă spunem. Pentru că, vedeți, până la urmă, în ce constă votul pe care publicul ți-l dă. Votul pe care publicul ți-l dă nu constă nici în teme, de exemplu, pentru că toată lumea promite cam același lucru. Hai să uităm la campanie. Toată lumea promite autostrăzi, toată lumea promite pensii mai mari, toată lumea promite salarii mai mari. În principiu, chestiile astea sunt absolut comune și normal să fie așa pentru că nici nu-i bine să ai o politică atât de divizată ideologic sau procedural încât să te trezești că fiecare vrea să tragă țara sau economia în cu totul deci altă parte. E greu să votezi e greu să găsești, da, că toate sunt aceleși. E greu să găsești promisiuni din astea ciudate. Cel mult ar putea să te intereseze, de exemplu, cum intenționează personajul ăla să ducă la îndeplinire o promisiune. O de Asta deja e o chestiune prea tehnică. Și atunci probabil că un factor foarte important pe măsură ce publicul cunoaște candidații, da, și au o notorietate și o favorabilitate rezonabilă, este dacă omul respectiv îți lasă impresia că e în stare să facă tot ce a promis, sau măcar o parte din ce a promis. Și aici, probabil că este în final cheia votului: el era în stare să facă povestea aia sau nu este în stare să facă povestea. Așa, să promit autostrăzi și pensii. Poate să facă absolut, absolut orice. Și aici e jocul ăsta dintre autoritate și încredere, dar, repet, problema la noi, după cum văd în, în graficele acestea de câteva luni încoace, e că totuși avem o eroziune extrem de puternică a întregii clase politice. Și să compari pe cineva care are 30% încredere cu cineva care are 20% eventual mai nou, nu e tocmai cheia alegerii candidatului potrivit.